Domnul prim-ministru Victor Ponta, care prin tinerețea și eficiența sa dă foarte multă speranță poporului nostru românesc. Somn ușor, națiune, vor veni vremuri mai bune. Ascultându-l pe Victor, am avut o revelație. Eu seamănă foarte tare din profil cu Nicolae Titulescu. Cum pot să spun o asemenea enormitate? Că Iliescu nu joacă niciun rol când se vede foarte bine că găsesc marioneta lui. El îl dirigează pe Victor Ponta. Acest partid, de atâta vreme cât este condus din umbră de domnii Iliescu și Năstase, nu are vreo șansă de reformare. Au pus în fruntea partidului o marionetă pe care o manipulează și care are, la o vârstă atât de fragedă, apucături tiranice și o lipsă cumplită de caracter. Scoate poeția de acolo, că pun toți băieții și intrăm acolo. Voi tu auzi? Da, domne. Acum scoate poeția, mă. Că ai distrus partidul ăsta, mă.